Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Sunt Daniel Fodorean și în seara aceasta aș dori să ne uităm la o temă, să discutăm despre o temă care poate că frământă părinții și bisericile, și anume generația de azi. Ce facem cu această generație? Cum o slujim? Cum venim în întâmpinarea nevoilor ei? Și în special, cum ducem Evanghelia pentru această generație? În seara aceasta am invitat în studio pe Darius Bocșa. Mă bucur, Darius, că ești cu noi. Bine v-am găsit, mă bucur și eu să fiu aici. E o plăcere să discut cu Darius. Lucrează în acest domeniu al tinerilor, slujește tinerii și aș vrea să cunoaștem mai multe despre Darius și în seara aceasta aș vrea să te întreb, Darius, cine este Darius? Eu sunt Darius Bocșa, sunt originar din Arad, născut, crescut în Arad, crescut într-o familie de creștini. Părinții mei și sora mea au avut un impact major în relația mea cu Dumnezeu. Chiar spuneam, vorbeam ieri cu cineva și ziceam, nu cred că a fost un moment în viață în care să nu-L fi cunoscut pe Iisus, să nu fi știut cine este Dumnezeu și implicare, știi cum e, de la copii până la tine și mai departe. Și am fost foarte binecuvântat să trăiesc într-o astfel de familie și chiar sunt foarte mulțumitor pentru asta. Sunt acum locuiesc în Cluj, în Cluj-Napoca, mai bine zis în Florești, dar locuiesc în Cluj-Napoca și sunt căsătorit cu Bianca, Bianca pe care am întâlnit-o în Statele Unite când am fost la facultate. Bianca este braziliancă și am venit amândoi în România, am vrut să slujim amândoi aici și avem doi copii, un băiat de o să facă imediat 4 ani, acum în octombrie va face 4 ani și avem o fetiță de 1 an, Luca și Lara. Da, mulțumim pentru această prezentare, o familie frumoasă și pusă la dispoziția lucrării lui Dumnezeu. Soția ta este din Brazilia. Ea a venit la studii în Statele Unite și acolo v-ați cunoscut. Și ea a fost implicată în slujire sau este implicată în slujire? Da, exact. Și ea este implicată în slujire. Acum este încă în perioada aceea de concediu de creștere de copil. Însă amândoi când am fost în Statele Unite am studiat la Moody Bible Institute. Eu am studiat teologie istorică și a studiat cum să predai engleză ca misiune, cum să faci lucrul ăsta ca misiune. Și acolo ne-am întâlnit, chiar la prima oară când ne-am întâlnit, i-am zis, doar ca să știi, eu mă mut în România. Și Dumnezeu în perioada aia îi schimba și inima ei, era către Europa de Est, chiar făcea un internship în Macedonia. Și Dumnezeu, da, ne-a dus împreună, ne-am mutat împreună și am început să slujim împreună, ceea ce a fost foarte fain. Slujim împreună în România, în Cluj, în biserica locală și împreună slujim cu organizația cu care lucrăm, organizația de tineret. E foarte interesant faptul că Dumnezeu v-a dus în România, deși aveați posibilități ca să fiți în rămâneți în Statele Unite, să continuați chiar în Brazilia, probabil. Lucrez în această organizație de tineret, Josiah Ventures sau Vertical, cum se numește? 10. Vital 10-10 România. Suntem în parteneriat cu altă organizație din Statele Unite, adică din Cehia, mai bine zis, care se numește Josiah Venture. În România suntem cunoscuți ca Vital 10-10. Vital, da. Deci slujirea Vital este orientată spre tineret. Vreau să te întreb, cum ai ajuns la înțelegerea chemării? Pentru că oricine care lucrează cu tineri astăzi, adolescenți tineri,
își dă seama că e nevoie de o chemare de la Dumnezeu. Sigur că sunt mulți sfătuitori, așa trebuie să facem cu tineri, așa trebuie să ne creștem copiii, dar atunci când încep să lucreze cu această generație, își dau seama că lucrurile nu sunt chiar atât de simple, că trebuie să fii trimisul lui Dumnezeu pentru această generație, în slujirea acestei generații. Cum ai ajuns să înțelegi chemarea pentru această lucrare? Da. Îmi place foarte mult cum, mi-a plăcut foarte mult cum ai spus la început, să slujim generația tânără. Nu să o vedem ca o problemă, că de multe ori ne uităm la generația tânără și cum o ținem sub control ca să nu facă prostii, ca după aceea să crească și să fie ok. Și mi-a plăcut foarte mult cum ai zis, cum slujim, cum iubim tinerii din ziua de astăzi. Și cred că pe mine ce m-a determinat, în primul rând a fost o chemare la 17 ani. Dumnezeu lucra în inima mea, eram implicat în lucrarea de tineret la ce nivel puteam când aveam 17 ani și eram destul de implicat în lucrare, în lucrarea de tineret din biserica care făceam parte. Și la un moment dat citeam din Biblie, am citit Osea, eram în Osea și am citit Osea 4:6 și zice: poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Și citind lucrul ăsta, în momentul ăla, Dumnezeu mi-a pus pe inimă foarte mult faptul că mă uitam la prietenii mei, mă uitam la mulți dintre prietenii mei, mulți care aveam prieteni care nu îl cunoșteau pe Iisus, sau în general la generația în care eu eram din parte din ea. Și mi-am dat seama acum din cauza că mulți dintre tinerii care nu îl cunosc pe Dumnezeu pierd din cauza asta, că nu îl cunosc, nu îl cunosc pe Iisus, nu știu ce este Evanghelia și din cauza asta se pierde. Și sunt generații, da, generații întregi care putem spune că poate s-au pierdut din cauza că nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Și mi s-a frânt inima în momentul ăla. Și m-am gândit ce pot să fac. Și Dumnezeu atunci foarte clar, în momentul ăla am înțeles că Dumnezeu mă cheamă să mă implic full time, să fac lucrul ăsta, să fac lucrul ăsta ca lucrare, să slujesc generația mea. Acum slujesc, am 33 de ani, să slujesc generația mai tânără decât mine, deși eu sunt tânăr, dar slujesc pe cei mai tineri decât mine. Și a fost un moment, am avut la 17 ani un moment în care Dumnezeu mi-a spus, am simțit chemarea asta. Cineva trebuie să se ajute pe tinerii ăștia să mă cunoască. Și din momentul ăla am ales să mă implic în lucrare. Și cred că foarte mult a ajutat la decizia asta și faptul că eu, la rândul meu, am avut oameni care au investit în mine în felul ăsta. Țin minte, aveam 12 ani și eram fotbalist. Ca tot copilul de 12 ani din România. Era mare fotbalist. Țin minte că a venit la mine cineva, mentorul meu, care va deveni după aceea mentorul meu, și mi-a zis: Darius, vrei să te înveți să joci basket? Și eram fotbalist, dar din cauza că îmi plăcea de bărbatul ăsta, care era și el undeva la 20 și ceva de ani, am zis ok, am început să joc basket, dar în timpul ăsta cu el am început să citesc Biblia împreună, am început să citesc, când dădea diferite cărți pe care să le citesc, și a fost un proces de ucenicie foarte intenționat, foarte direct, în care cineva a investit în viața mea. La fel și părinții mei au făcut lucrul ăsta, la fel sora mea, la fel am avut oameni, am fost foarte binecuvântat să am oameni care au făcut lucrul ăsta în viața mea. Și uitându-mă, citind versetul ăsta din Osea, mi-am dat seama, da, eu nu-L cunoșteam pe Dumnezeu dacă cineva nu făcea lucrul ăsta în viața mea. Și atunci am zis, vreau să fac lucrul ăsta, vreau să-mi dedic viața în lucrare. Și atunci aveam 17 ani, eram foarte încântat. Viața de lucrare, după cum știi și tu, e destul de grea de multe ori. Și de multe ori te gândești, Doamne, dar de ce m-ai chemat? Dar în același timp, când vezi tineri care se transformă din cauza că-L cunosc pe Iisus Hristos și primesc viață nouă, e un lucru care pur și simplu
Da, pur și simplu e extraordinar. Nu cred că puteam să primesc o chemare mai pentru mine, o chemare mai extraordinară. Și după aceea și împreună cu Bia, cu soția mea, să facem lucrul ăsta împreună și da, să slujim împreună cu echipa cu care slujim din Vital, să slujim generația tânără, e un lucru care e foarte motivant, e greu, dar e motivant în același timp. Deci dacă înțeleg bine, Scriptura a avut un rol important în călăuzire, Scriptura fixând perimetru în care un creștin funcționează. Noi funcționăm în voia lui Dumnezeu și această voie a lui Dumnezeu este descoperită în Scripturi și citind Scriptura, Dumnezeu a trezit în lăuntrul tău ceva. Și Scriptura rezonează cu inima noastră atunci când ea este deschisă și este deschisă să facă voia lui Dumnezeu. Ai văzut nevoia de asemenea în generația ta. Și ai avut oameni care, prin exemplul slujirii lor, au devenit un factor motivator și pentru tine. Ai realizat că dacă nu ar fi astfel de oameni care să împărtășească Evanghelia, care să ajute un tânăr, care să aducă ucenicia într-un context al vieții, nu să o lase doar în biserică, nu să o lase doar în sălile de clasă, nu să spună ia un caiet, hai să scriem, ci să spună jucăm basket, hai să discutăm. Și în felul ăsta Dumnezeu am înțeles că a lucrat la viața ta și ai hotărât să mergi pe linia aceasta a slujirii în domeniul tinerilor. Da, și știți ce interesant e că vorbeai de Scriptură, cum Scriptura într-un fel ghidează parametrii. Citind versetul ăla, aveam 17 ani și de multe ori când te gândești la lucrarea de tineret, te gândești activități, jocuri și poate ceva studiu biblic. Cum să-i ții pe tineri? Și ce interesant că a fost un moment, citind Scriptura, că mi-a plăcut foarte mult, cum ai zis, de parametri. Vorbea acolo despre lipsă de cunoștință de Dumnezeu, nu lipsă de un club social în care oamenii să vină și să se simtă bine, loc în care să te distrezi sau poate hai să mergem la biserică ca să nu mergem într-un club. Adică e o variantă sau hai să mergem la biserică ca să nu facem prostii. Ci mai mult decât doar întâlniri sau doar ca să socializăm. Îi parte din ce se întâmplă, dar e vorba de cunoștința de Dumnezeu este ceea ce îi ajută pe tineri și orice generație până la urmă să nu piară. Și parametrul ăsta a fost extrem de important, extrem de important pentru mine. Într-un fel de asta am și decis să studiez teologia istorică, că am știut că vreau să lucrez cu tinerii și să fiu implicat în lucrarea de tineret. Și multă lume mă întreabă, de ce n-ai studiat youth ministry? Te-ai dus în America la facultate, au program de youth ministry și am zis, pentru unii oameni e un program extraordinar și programul era chiar un program foarte fain, dar cel puțin pentru mine am vrut să știu cum Dumnezeu a lucrat în istorie, prin oamenii cum a lucrat, cum a folosit din nou, cum Scriptura a fost folosită și am vrut să înțeleg unde noi ca țară, am studiat și partea asta studiind teologie istorică, unde noi ca țară suntem. Ca să știm unde mergem ca generație viitoare, trebuie să știm și de unde am venit. Și cel puțin în cazul meu a fost foarte important ideea asta de vreau să cunosc ca să pot să îi ajut pe alții să cunoască, să-L cunoască pe Iisus și să pot să le vorbesc limbajul lor știind de unde am venit și care sunt influențele noastre în România, postcomuniste, influențele noastre ortodoxe și toate astea. Și cum să putem vorbi unei generații noi cu care lucrăm acum. Se pare că acest cunoaște a devenit moto vieții tale. Cumva acel verset, poporul piere din lipsă de cunoștință, a generat pentru tine un scop, un cel, și anume să îl cunosc pe Dumnezeu ca să îl pot face cunoscut și altora. Ai fost în Statele Unite, te-ai dus să studiezi pentru a împlini această chemare care Dumnezeu ți-o dă,
Dar cum Dumnezeu te-a dus din nou în România? Pentru că lucrarea de tineret și tineri sunt peste tot în lumea aceasta și siguranță e nevoie de lucrarea de tineri. Cum v-a chemat Dumnezeu în România? Da. De când am plecat în state, am luat o decizie de a mă întoarce, dar decizia nu înseamnă nimic de multe ori. Am cunoscut multă lume care au luat decizia asta și nu s-au întors. Și asta a fost, nu e un lucru bun sau rău, nu e un lucru nu e o chestie de moralitate, ci doar o chestie de decizie. Însă am decis să mă întorc în România pentru că aici a fost inima mea. Ți-am și spus la prima întâlnire când i-am zis lui Bianca, când am ieșit prima oară cu Bianca în oraș, i-am și spus: trebuie să știi despre mine. Am avut o listă cu trei lucruri scrise pe o foaie și primul era: trebuie să știi despre mine că mă întorc în România. Și am vrut să fie clar lucrul ăsta de la început. Am avut, e foarte interesant că a fost un circuit. Am avut la un moment dat posibilitatea să mergem pentru un an în Brazilia, să lucrăm cu o misiune acolo, dar era doar pentru un an. Chiar alesesem să mergem în direcția aia, era primul nostru an de căsătorie, dar până la urmă nu s-a mai întâmplat. Și Dumnezeu, într-un fel, tot ne-a ținut aici, deși am zis: hai să facem pentru un an lucrul ăsta acolo. Până la urmă tot ne-a ținut Dumnezeu în zona asta. Și a fost important și pentru soția mea și ea să înțeleagă chemarea pe care eu o am. Pentru Bia a fost important ea să înțeleagă chemarea pe care o am. Și apoi Dumnezeu, cum ei a vorbit, a fost foarte interesant, pentru că ea se uita în zona asta a lumii, independent de mine, nici nu mă cunoștea, să zic așa, și se uita deja în zona asta și Dumnezeu într-un fel i-a confirmat chemarea într-o zonă în care să vină. Și în felul ăsta am decis împreună să venim să slujim. Și deși chiar la începutul lucrării nu am fost în lucrare full time, aveam slujbă laică, încercam să mă implic, dar toate eforturile au fost de la început înspre a sluji generația tânără. Și dacă mergeam la slujbă, după aceea încercam să slujesc cât mai mult la tineret și făceam lucrurile astea, până ce Dumnezeu ne-a deschis oportunitatea să putem sluji împreună full time în lucrare. Există provocări. Și în orice slujire există provocări și n-aș vrea să spunem că în lucrarea cu tineri există numai provocări și numai probleme, așa cum spuneai. Dar la ce provocări sunt expuși liderii de tineret din bisericile locale? Lucrezi cu ei, ești partea unei biserici locale, faci lucrarea de tineret și lucrezi cu lideri de tineret. Ce provocări au? Ultimii 2 ani, cred că ai spus foarte bine, cred că e bine să începem cu asta. Lucrarea de tineret e una plină de bucurie, pentru că vezi transformarea. În viața tinerilor se vede transformarea aproape instant și e un lucru extraordinar să vezi lucrul ăsta. E transformarea pe care Dumnezeu o aduce în viața lor. Dar întorcându-ne la provocări, în ultimii 2 ani, mai ales de când a început pandemia și mai ales de când multe lucruri ar trebui să fie oprite la nivel de program, de întâlniri. Am avut foarte multe întâlniri cu lideri de tineret și un lucru care cred că a ieșit la iveală este faptul că tinerii din ziua de astăzi vor mai mult decât doar un program. Cred că dintotdeauna a fost așa, de fapt, până la urmă ucenicia nu este vorba despre doar un program. Însă a ieșit la iveală că tinerii vin la un program, participă, pot să consume acel program, vin la o întâlnire de tineret cu închinare extraordinară, cu un mesaj extraordinar, dar a doua zi nu te schimbă. A doua zi te duci și continui să trăiești viața, te duci vineri la tineret și sâmbătă te duci și trăiești viața fără să te mai gândești deloc la ceea ce s-a întâmplat cu o zi înainte. Și a ieșit foarte mult la iveală cum nevoia de ucenicie personală, în care să fie oameni care investesc în viața unui tânăr, unui grup de tineri, în mod intenționat, în mod plin de iubire, adică
din cauza că îmi pasă de tinerii ăștia, altfel nu m-aș investi în viața lor. Până la urmă e destul de clar. În mod intenționat, în mod plin de iubire, într-un mod foarte într-un mod bazat, cum spuneai, pe scriptură, în care oamenii să înțeleagă că nu e vorba doar de un club social. Noi nu ne întâlnim doar pentru că suntem oameni buni și îmi place de tine și uite, mă întâlnesc cu tine să studiem din Biblie. Ci e vorba de vrem ca să-l cunoști, vreau ca tu, tânărul cu care eu mă întâlnesc sau grupul ăsta de tineri cu care mă întâlnesc, vreau ca voi să-l cunoașteți pe Iisus. Eu m-am găsit în situația în care la tineri să le placă foarte mult de mine și să grupul să fie focalizat pe liderul de tineret sau să fie focalizat pe ne întâlnim și facem activități foarte faine. Și identitatea tânărului care vine la un grup de tineret să fie bazată pe activități faine, pe program fain, că au închinare bună și jocuri faine sau că se dă pizza de fiecare dată la tineret. Oamenii vin și mai lucrul ăsta. Sau că avem un lider foarte fain, care e foarte carismatic și lucruri care toate lucrurile astea ajută extrem, extrem de mult și sunt foarte ajutătoare. Însă baza trebuie întotdeauna să fie cum îl înțeleg tinerii ăștia pe Iisus și cum transformarea se vede în viața lor în fiecare zi. Și lucrul ăsta nu se întâmplă decât în ucenicie zilnică și cred că una dintre provocări este lucrul ăsta, cum să vedem lucrarea și biserica să vadă lucrarea, nu doar ca un program în care hai să ținem pe tineri în biserică cumva, hai să facem ceva ca să ținem pe tineri în biserică. O lucrare sănătoasă de tineret vrea să vadă tineri care sunt în biserică, rămân în biserică, dar sunt mai mult decât doar consumatori de programe sau aparținători ai unei comunități. Identitatea lor nu stă în comunitate, ci identitatea lor stă în cine este Iisus Hristos și lucrarea pe care El a făcut-o ca să-L facă cunoscut pe Tatăl. Și tineri, înțelegând lucrul ăsta, vor deveni mai activ în citirea Scripturii pentru că vor vrea să-L cunoască pe Iisus, se vor ruga mai mult pentru că au încredere în puterea lui Dumnezeu, vor fi mai prezenți în comunitatea bisericii pentru că înțeleg importanța comunității bisericii, vor fi mai slujitori, adică vor reieși din faptul că ei înțeleg cine sunt, e mai mult decât identitatea mea în grupul de tineri. Toate lucrurile celelalte vor reieși din ei. Și provocarea pentru liderii de tineret este cum să nu pun accent doar pe programe, neglijând investirea personală în tineri. Pentru tineri, cred că pentru ei e foarte important să se simtă iubiți nu doar la nivel de program. Cei din biserică fac un program pentru mine, ci cei din biserică vor să mă cunoască. Și cred că provocarea pentru biserică, în general, nu doar pentru liderii de tineret, este cum vedem noi lucrarea de tineret. Asta e foarte important ca fiecare membru din biserică, indiferent că are 80 de ani, care 60 de ani, care 40 de ani, care 20 de ani, el însuși se uită la cei de 16 ani și își dă ochii peste cap. Cei de 16 ani. Cum se uită fiecare generație la cei mai tineri într-un fel în care vor să-i ucinicizeze și vor să-i ajute. Am întâlnit oameni care au iubit tineri, au avut 80 de ani și tinerii i-au iubit tocmai pentru că nu erau cool, nu înțelegeau multe lucruri, nu înțelegeau tehnologie, nu știau cele mai noi trenduri, însă se întâlneau cu tinerii, îi duceau la ei în casă, le găteau, îi iubeau, se rugau pentru ei, citeau Biblia împreună cu ei. Au fost investiți, s-au investit în viața tinerilor și întrebarea pentru biserică e cum vedem noi lucrarea cu tineret? Este doar ceva care face și voi ceva acolo ca să nu plece tinerii din biserică? Sau asta e generația care va urma după noi? Ăștia sunt oamenii în care noi vrem să investim tocmai ca să fie, să fie mai bun decât noi până la urmă, să cunoască și mai mult pe Iisus.
să crească biserica și mai mult prin următoarea generație. Și întrebarea în mod constant rămâne, cum vedem noi lucrarea de tineret? E doar un program care să fie și el acolo parte din biserică sau e ceva intenționat în care generația următoare va crește și vor deveni următorii ucenici care vor face ucenici? Deci am înțeles că ai luat cumva termenul ăsta de provocare și ai arătat că există provocări multiple. Provocări pentru cel care slujește, pentru lider, provocări pentru tineri, dar provocări și pentru biserică. Și în contextul acesta ai enunțat câteva provocări în domeniile acestea, provocarea pentru lider, pentru tineri și pentru biserică. O provocare pentru lider este să fie relațional, relațional și să vadă lucrarea de tineret nu ca o profesie, cu ghilimele de rigoare, ci să vadă ca o slujire, o slujire care cere iubire, relație cu ceilalți și cu siguranță cere și sacrificiu. Provocarea pentru tineri să nu fie doar orientat spre divertisment, să spun așa, traduc eu ce ai spus în felul acesta, ci să fie orientat spre lucrurile esențiale, spre cunoașterea lui Iisus Hristos. Să-i ducem acolo și o provocare ca într-o lume a divertismentului care se dezvoltă din ce în ce mai mult în direcția aceasta, să-L facem cunoscut pe Hristos pentru acești tineri și să-L facem pe Hristos într-un fel atractiv și să aducă interes pentru generația aceasta. Și ai mai spus și despre provocări în domeniul bisericii și biserica are provocări și anume cum percepe lucrarea de tineret. Un program care să mențină tinerii în biserică sau este un proces în care tinerii să fie ucenicizați împreună cu noi și să atingă scopurile. Cum sunteți implicați sau ce înseamnă această implicare relațională față de tineri? Implicarea relațională și aici cred că în primul rând nu e rău să faci programe faine și de multe ori am mai spus în alte contexte lucrul ăsta și lumea o să zică, pe ce, să nu mai facem programe, numai să ne întâlnim cu tinerii sau există o reacție la lucrul ăsta. Nu înseamnă să nu faci programe faine, însă dacă lucrarea de tineret este doar un program pe care îl faci vineri seara, fără să-ți faci timp să-i cunoști pe tineri în alte contexte decât întâlnirea de vineri seara, zic că de obicei cam așa se întâlnesc cu oamenii, decât de o întâlnire pe săptămână pe care o ai cu tinerii, nu ajungi să-i cunoști pe tineri și nu ajungi să cunoști provocările pe care ei le au. Și sincer, nici nu trebuie să fie întâlniri foarte dese. O dată pe săptămână trebuie să mă întâlnesc cu fiecare tânăr sau să mă întâlnesc cu fiecare băiat. Se face și în grup foarte mult ideea asta de a avea un grup mic, un grup mic de băieți cu care faci ucenicie, te întâlnești, însă să fie contexte în care ajungi să-i cunoști pe tineri așa cum sunt ei, în contextele lor. Nu doar în clădirea bisericii sau în locul în care te întâlnești. Și provocarea asta e mare din cauza că cere timp, însă dacă noi o vedem ca încă o adăugire la programul nostru deja extrem de plin, o să fie împovărător, foarte împovărător. Ok, trebuie să mă întâlnesc cu tinerii mei. Am 10 băieți. Un lucru care e foarte important este că noi nu facem în general, sau n-ar trebui să fie așa, nu facem lucrarea de tineret singur. De asta am pus întrebarea pentru biserică. Că în general avem un lider, îi dăm lui toată responsabilitatea, ocupă-te de tinerii noștri și de ce nu s-or pocăi deja după 2 ani în care ești un lider de tineri, toți tinerii, ce faci, ce ai greșit? Când biserica își ia, se uită la oricare de tineret și oamenii zic, vrem să ajutăm,
responsabilitatea nu rămâne doar pe o singură persoană. Și cred că slujirea împreună și căutarea dezvoltării unei echipe, a oameni care să slujească împreună, este extrem de importantă. Însă, tocmai ca să ajute să nu te uiți la aceste întâlniri și a fi relațional cu oamenii din nou ca să fie ceva programatic, ok, trebuie să mă întâlnesc cu tinerii, am 10 băieți în grupul meu mic, poate să mă întâlnesc o dată pe săptămână cu fiecare dintre ei sau o dată la 2 săptămâni, poate și tăia cu durere de cap. Nu trebuie să fie extrem de programat în felul ăsta, cel puțin din perspectiva mea, ci să te duci acolo unde sunt ei. Tinerii se întâlnesc în diferite locuri, să-i chem tu la diferite evenimente care deja se întâmplă în viața ta. De exemplu, ai ziua, în curând o să fie ziua băiatului meu. La ziua băiatului meu voi invita niște tineri care în general nu ar fi fost invitați niciodată la ziua unui copil de 4 ani. Însă e un moment în care eu pot să invit pe tinerii ăștia și ei decid dacă vor să vină sau nu, dar îi invit în ceva ce deja se întâmplă în viața mea. Și de multe ori tinerii o iau ca, da, normal că vreau să vin, oh, Luca, e drăguț, pe tine te cunosc, hai să mergem. Și în contextul ăla nu vom sta acolo, în contextul ăla, să stăm și să facem studiu biblic. Însă vom începe și vom vorbi. Voi cunoaște problemele care sunt în viața lor, cu ce se luptă. Sunt momente în care îți pun întrebări, Darius, dar uite, m-a întrebat un prieten legat de chestia asta, ce zici? Și vorbești, e un context în care poți să vorbești în momentul ăla. Sunt alte contexte în care în mod intenționat te întâlnești și faci studiu biblic. Poate la tineret faci lucrul ăsta. Însă, din nou, relaționalitatea nu trebuie să fie și ea programată. Trebuie să întâlnesc cu fiecare pe rând sau să ne întâlnim pe grup. Ci sunt lucruri care se întâmplă în viața mea sau în viața lor, din care eu sau ei pot să facă parte. Și sunt naturale, în care putem să ne cunoaștem, să devenim prieteni și astfel adevărul Evangheliei să fie până la urmă mult mai ușor de acceptat. Că din partea unui prieten asculți mai bine. Poate nu neapărat trebuie să crezi în momentul ăla, dar asculți imediat mai bine. Te gândești, ok, prietenul meu mă iubește, simt că mă iubește, poate ce spune adevărat. Și Duhul Sfânt lucrează în inima omului și transformarea vine și viața nouă vine. Deci cu acest context relațional creează posibilitatea pentru evangelizare, pentru ucenicie. Nu poate să existe evangelizare fără relații, ucenicie fără relații, nu poate să existe și nici formarea viitorilor lucrători de tineret fără relații nu este posibilă. Suntem în această seară la Teologia în Actualitate, discutăm cu Darius Bocșa și tema emisiunii este în slujba tinerilor. De aceea sper că de urmărit și sper să fie benefică această emisiune, nu doar pentru lideri de tineret, dar și pentru părinți și pentru biserici de asemenea. De ce trebuie să fie un slujitor cu tineri în biserica locală pregătit pentru lucrarea de tineret? Nu doar faptul că este tânăr îl califică pentru lucrarea de tineret. Ești tânăr, trebuie să lucrezi cu tinerii. De ce este oare importantă pregătirea? Da, asta e o întrebare foarte bună, că exact cum ziceai și tu, preconcepția asta, ești tânăr, trebuie să lucrezi cu tineri. Dacă ai deja 40 de ani, nu mai poți să lucrezi cu tineri pentru că nu-i înțelegi, nu te mai miști poate la fel de bine, că nu ești așa de atletic, nu știu ce de obicei ce se gândesc oamenii legat de asta. De ce e important să te pregătești și să fii pregătit, să ai un sistem de suport bun, să știi ce e generația de astăzi, de ce au nevoie, să știi ce fac alții în alte contexte de tineret, să înțelegi Scriptura, ce are de spus Scriptura despre domeniul ăsta, să înțelegi în general ce are de spus Scriptura despre viață, care vine de multe ori prin pregătire. Și ca să fii pregătit, să poți să-i ajuți pe alți lideri să crească. Am spus deja o grămadă de motive pentru care e nevoie să fii pregătit. Dacă vrei să faci toate lucrurile astea, vrei să știi ce faci. Și vorbeam despre cunoaștere, ziceai că un leitmotiv
al vieții mele este cunoașterea, într-adevăr. E foarte ușor, să spui, păi eu am Biblia, ia că citesc din Biblie, le citesc din Biblie la tineri și dacă înțeleg, nu, dacă înțeleg bine, dacă nu înțeleg foarte bine. Am întâlnit astfel de situații, chiar îmi zise cineva că eu de ce m-am dus la teologie, că ce, eu nu pot să citesc Biblia. Și mi-a spus cineva lucrul ăsta așa, foarte aruncat așa nu știu de ce a spus lucrul ăsta. Însă când mă gândesc la lucrarea de tineret, mă gândesc la o generație în care se schimbă în mod constant. Evanghelia este aceeași, oricând, vestea bună a faptului că Dumnezeu ne iubește și Iisus Hristos a venit să moară pentru păcatele noastre tocmai ca să putem fi o veșnicie cu El. Vestea bună este aceeași de când este. Însă, modul în care comunici vestea bună se schimbă în mod radical cu fiecare generație și mi se pare că în ultimii cel puțin 20 de ani din cauza tehnologiei se schimbă tot mai des. Și ceea ce mie mi se părea în 2005, când eu aveam 16 ani și mi se părea extraordinar, în ziua de astăzi poate să fie lucru care îi îndepărtează extrem de mult pe tine. Și să gândească cum poți să și spui, cum poți să te adresezi în felul ăsta sau să faci lucrurile astea. Nu vezi ce ciudate ești, poate... li se par foarte ciudate și nu vreau ca modul în care mesajul este transmis să împiedice pe tineri să nu audă mesajul. Și de asta pregătirea trebuie să fie constantă. Cred că în lucrare de tineri, de fapt în lucrare în general, un lucrător, cineva care s-a dedicat slujirii, fie că e full time, fie că e nu, dar cineva care s-a dedicat slujirii, în mod constant trebuie să se uite dacă nu mesajul îl schimbă, pentru că mesajul va fi același, dar modul în care comunică mesajul nu trebuie schimbat. Și în lucrarea de tineret trebuie în mod constant să fii atent la lucrul ăsta, să nu lași ca mesajul să oprească pe modul în care transmiți mesajul, să oprească pe tineri să audă de fapt Evanghelia. Și pregătirea trebuie să fie destul de constantă în lucrare, trebuie să fie asistată de alții care fac același lucru. Și ăsta e un lucru extrem de important, să înveți împreună cu alți tineri. De asta și eu împreună cu alți lideri de tineret ne întâlnim, vorbim, punem idei împreună. Conferințele pe care le organizăm sau întâlnirile pentru lideri de tineret sunt extrem de au foarte mare valoare tocmai pentru că te întâlnești cu oameni, vorbești probleme, cum te poți adresa unor probleme care sunt foarte actuale și se schimbă tot mai des. Din nou, din cauza tehnologiei, un tânăr de 19 ani se uită la cineva de 15 ani și, cum ziceam, își dă ochii peste cap, pentru că li se pare, cum poți să faci prostiile astea, să faci TikTok dances? E o prostie lucrul ăsta. Eu credeam că sunt destul de... sunt tânăr, am 33 ani și credeam că lucrând cu tinerii și fiind implicat în lucrare, sunt foarte modern și mă uit așa câteodată și dar cum pot să facă lucrurile astea? Dar după aceea mă gândesc, sunt lucruri importante pentru ei și cum ne putem folosi de lucrurile astea ca să le spunem mesajul Evangheliei. Din nou, ne folosim de ele ca să spunem adevărul. Deci un tânăr și un slujitor pentru tine trebuie să fie pregătit atât în ce privește Evanghelia, dar cât și în ceea ce privește înțelegerea culturii acestei generații și comunicarea relevantă a mesajului Evangheliei. Sunt câteva din aspectele care țin de pregătire. Nu poți să fii relevant dacă nu ești pregătit, nu poți să fii cu substanță dacă n-ai înțeles Evanghelia. Da. Voi ca și organizație oferiți și programe de pregătire. Ce anume oferiți în direcția aceasta pregătirii liderilor de tineret? În Vital, organizația se numește Vital 1010, dar noi zicem în Vital. În Vital,
cred că unul dintre cele mai valoroase lucruri este comunitatea pe care am reușit să o creăm între liderii de tineret. Și comunitatea asta s-a creat prin instruiri, avem câteva instruiri anuale pe care le organizăm și sunt instruiri în care ne uităm la generația de astăzi, cum putem să spunem Evanghelia generației de astăzi, care sunt nevoile unui lider de tineret, cum investești în alți lideri de tineret. Punem foarte mult accent pe investesc într-un lider ca el la rândul lui sau ei să investească în alt lider. Basically se facă o ucenicizare. Până la urmă se facă o ucenicizare a unui alt lider, tocmai ca lucrarea pe măsură ce crește să nu rămână blocată de un număr de oameni care nu pot să slujească mai mulți tineri. Oferim o comunitate, oferim instruiri pe care le facem, conferințele pe care le facem și mentorare. Pe parte de mentorare, noi la rândul nostru, în organizația noastră, și cred că asta a fost un lucru care m-a atras foarte mult înspre această organizație, e că se investește extrem de mult în mine ca misionar, ca unul care lucrează cu mulți lideri de tineret din bisericile locale, se investește în mine tocmai ca eu să pot să fiu o unealtă și un ajutor pentru lideri de tineret din alte contexte, oricare ar fi ele. Și partea asta de mentorare este extrem, extrem de valoroasă și extrem de benefică din ambele părți. Și eu reușesc să învăț și să mă conectez și cei cu care mă întâlnesc și avem relația asta de a investi unul în celălalt, reușim să creștem și persoana cealaltă reușește să crească și să aibă acces la unelte sau la informații care poate în alt context nu ar fi avut acces la ele. Deci instruiri anuale, partea de mentorare și crearea unui context comunitar al liderilor, cred că al unor lideri de tineret, al unor slujitori care slujesc tinerii, este extrem de valoroasă. În luna noiembrie va fi lansat forumul de conducere creștină și în cadrul acestui forum există și rețeaua de lideri de tineret. Va fi lansată și această rețea și aș vrea să te întreb de ce crezi că este necesară această rețea? Există diferite programe, organizații care fac pregătire pentru lideri de tineret. De ce ar fi necesară această rețea a liderilor de tineret din România? Cred că cel mai important lucru care eu văd că se va crea, din nou, va fi o comunitate. Ceea ce ne propunem la ROLF este, la Romanian Leadership Forum, este să adunăm oameni din contextele evanghelice și să-i punem pe toți împreună în aceeași sală și să facem instruire, dar în același timp, cel puțin la partea de tineret, vrem să și creăm comunitate și să vedem cum putem să slujim și mai bine generația din ziua de astăzi. Și vrem să creăm o comunitate la nivelul ROLF în care știi că ai nevoie de resurse pentru lucrarea de tineret și poți să vii în contextul ăsta și să găsești resursele și suportul de care ai nevoie. Cred că ROLF, din cauza că are o platformă destul de largă, va avea acces la mulți oameni care poate n-ar fi auzit niciodată de organizație ca Vital, să zic, organizație cu care lucrăm noi. Dar vor fi în acest context în care vor putea să primească până la urmă un suport, vor putea să primească instruire, vor putea să primească mentorare, avem și partea asta de mentorare. Toate lucrurile astea, tocmai ca ei să crească și să fie ucenici care fac ucenici și ei la rândul lor să se investească în viețile celor care iau în contextul lor.
Dar, din nou, mă întorc la aceeași idee care am spus-o și legată de Vital. Crearea unei comunități va fi extrem de importantă, pentru că, am spus la început, în pandemie au reieșit multe lucruri la evidență și un lucru care a ieșit în evidență este că mulți lideri de tineret se simt singuri. Li s-a spus, ocupă-te de tineri, sau ei și-au luat în spate slujirea asta și se simt singuri. Nu merg lucrurile poate cum ar fi vrut să meargă și atunci când creezi o comunitate, când știi că ai oameni la care poți să apelezi, când îți dai seama, cineva care e în orașul de lângă mine, e numai la o oră lângă mine, dar poate are aceleași probleme sau ne putem conecta să vorbim, pur și simplu să nu mai fim singuri, să ne putem sprijini unii pe alții, lucrul ăsta este atât de valoros, pentru că este parte, din nou, e parte din procesul de ucenicie. Fiecare ne ucenicizăm reciproc. Și cred că de asta este foarte bun și relevant să avem o astfel de rețea la RoLF. Ce vă propuneți la RoLF? Romania Leadership Forum sau Forumul de Conducere Creștină? Ce vă propuneți să realizați la această întâlnire din noiembrie? Da, viziunea pe care o avem pentru RoLF este să vedem lucrări de tineret sănătoase și rodnice în bisericile locale, care sunt energizate de lideri fundamentați pe Evanghelia lui Hristos. Și sunt multe acolo de spus, adică viziunea, fiecare cuvânt este foarte specific în acea viziune. Vrem să reenergizăm lucrătorii de tineret și vom face asta având, ne propunem să avem 3 întâlniri care vor fi în cadrul conferinței, care vor fi niște întâlniri de început în care ne vom uita la cine este generația din ziua de astăzi, în mod specific, ne vom uita specific la Gen Z sau iGeneration. Plus ne vom uita un pic și la generația alfa, generația celor care sunt acum de 12-13 ani. Ne vom uita la ce e important pentru ei, care sunt nevoile lor, la ce sunt buni, ce li lipsește și cum putem ajunge cu Evanghelia la ei. Și ne vom uita în special din punct de vedere al evangelizării. Cum poți să ajungi la cineva care e din lume, care are 15 ani, 16 ani, cum poți să ajungi cu Evanghelia... Cum poți să ajungi cu Evanghelia într-un mod relevant la acel tânăr sau la acea tânără? Ne vom uita la lucrul ăsta. Vrem să ne uităm și la modul în care Iisus s-a uitat în general la lucrare. Și când te uiți la o lucrare de tineret, un lucru ce vom face, vom crea ceea ce se numește o hartă a lucrării. Ne vom uita la lucrările noastre de tineret, cum sunt acum și care ar trebui să fie câțiva pași următori pentru creșterea lucrării de tineret. S-ar putea să am nevoie de mai mulți oameni care să se implice, s-ar putea să am nevoie de... Îmi dau seama că am foarte mulți tineri creștini, dar nu facem niciun eveniment de evangelizare. Toate evenimentele noastre sau toate întâlnirile mele sunt pentru creșterea tinerilor. Un lucru foarte important, dar îmi dau seama că poate trebuie să schimbăm ceva. Ne vom uita la generație, deci două lucruri vom face în cadrul întâlnirii. Ne vom uita la generația tânără de astăzi și cum putem să ajungem cu ei la Evanghelia, să ajungem cu ei, la ei cu Evanghelia. Iar mai apoi ne vom uita la lucrările noastre de tineret în momentul de față și ce este bine, ce funcționează bine. Vom face o hartă a lucrării, ce funcționează bine și care sunt locurile în care vom trebui să creștem. Și astea sunt două lucruri principale pe care vrem să ne axăm. După aceste două întâlniri, în cadrul RoLF, avem un program de mentorare care va mai avea încă 6 întâlniri, dintre care o întâlnire va fi într-un weekend cândva în martie. Ne vom întâlni într-un weekend cu cei care doresc să fie parte din acest program de mentorare, în care ne vom întâlni și vom discuta, vor fi webinarii, vom fi online, va fi pe Zoom,
Și vom avea acea întâlnire în martie cu cei care vor fi parte din acest program de mentorare. Și ne vom uita și mai în adânc la generația de astăzi, la care este mesajul Evangheliei și cum putem să-l spunem, la cum face evangelizare într-un mod relevant. Ne vom uita la cum crește o echipă, cum ucenicizezi liderii, ce resurse, ne vom uita la diferite resurse pe care le putem folosi în lucrarea de tineret. Toate lucrurile astea le vom face în acest program de mentorare, care va continua pentru un an după ce vom avea întâlnirea în 3-5 noiembrie. Mulțumesc mult pentru această frumoasă prezentare și aceste frumoase cuvinte care le-ai spus, și în special legat de forum, și îi așteptăm pe toți cei care lucrează cu tineretul să participe la Cluj la această întâlnire națională evanghelică, Forumul Român de Conducere, și vrem ca Dumnezeu să facă ca cu această ocazie această rețea de tineret să fie consolidată, extinsă și să aducă un beneficiu pentru biserici. Deja timpul nostru a trecut, cred că discuția despre tineret este inepuizabilă. Avem tot timpul ceva de discutat și îți mulțumim, Darius, pentru participarea în seara aceasta la emisiune. Mă rog, ca Dumnezeu să te binecuvinteze în slujba pe care o faci. Sperăm să mai discutăm, să mai dialogăm pe tema aceasta de a lucrării de tineret. Vă mulțumesc și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit. Vreți să avem o generație care să slujească? Să începem să-i slujim noi. Noi trebuie să fim cei care îi slujim. Pentru că generația care vine pentru a putea sluji lumea acestea cu Evanghelia are nevoie de cei care sunt astăzi chemați de Dumnezeu să slujească, Biserica lui Iisus Hristos, părinți, să-i slujim pe cei care Dumnezeu ne-a dat în această generație, pentru ca generația de mâine să fie o generație pentru Hristos. Vă doresc tuturor o seară bună și la revedere!